Aș vrea să am un cuvânt din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 6, versetul 4. Va fi un cuvânt pentru cei care astăzi sunt îmbrăcați în haine albe, dar și pentru noi, cei care cândva am pornit pe drumul acesta, pe drumul pe care Iisus Hristos l-a trasat. În capitolul 6, în versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune: noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Și pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Ca să trăim o viață nouă, ei, cei care astăzi sunt îmbrăcați în haine albe, noi, cei care cândva, cu mulți ani în urmă, L-am acceptat pe Hristos ca Domn în viețile noastre, trebuie să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care sunt motivele care ne determină pe fiecare din noi să trăim această viață nouă. În primul rând, aș vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să observăm că noi ca oameni, ca să trăim o viață nouă, trebuie să vedem în cuvântul Scripturii care ne spune că trăirea unei vieți noi este determinată de răscumpărarea noastră. Este determinată de răscumpărarea noastră. O să citesc două versete din cuvântul Scripturii, unul din 1-a epistolă către Corinteni, capitolul 6 și în mod deosebit versetul 20, care spune așa: căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Iar apoi, în 1-a epistolă a Apostolului Petru, în capitolul 1, vom vedea aici cuvântul lui Dumnezeu, care spune în felul următor, versetul 18: că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinți. Ei, observați că ceea ce ne determină pe noi să trăim o viață nouă este faptul că noi am fost răscumpărați cu un preț, și prețul n-a fost mic. Prețul a fost enorm de mare. Dumnezeu a dat ce a avut mai bun. L-a trimis în lumea noastră pe Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Și acest Iisus a venit să ia asupra Lui păcatele noastre, să ne răscumpere din fără de legile noastre, și pentru asta îi mulțumim, îl slăvim și îl binecuvântăm pe El. Noi trăim în lumea asta, în care sunt atâtea lucruri care ne înconjoară, atâtea lucruri care pun presiune pe noi. Iar noi, ca și oameni care trăim în lumea asta, știind că Hristos ne-a răscumpărat, noi trebuie să trăim acea viață în care să se vadă chipul Lui, acea viață în care oamenii să vadă că noi, într-adevăr, Îl reprezentăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Mă rog pentru acești tineri ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, să le dea mult har, să le dea multă putere, ca ei să poată trăi această viață în care să poată să se vadă Iisus Hristos. Se cânta aici atât de frumos, erau câteva cântări în care ni se arăta că noi trebuie să mergem după Iisus. Una din cântările acelea vechi pe care noi le cântăm în mod deosebit, ea spune: m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Ei, pe drumul acesta cu siguranță vor întâlni fel și fel de situații și e de mare importanță ca ei să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos trăind acea viață de dependență de Dumnezeu. Aș vrea în această zi să privim împreună la ceea ce Dumnezeu ne arată în cuvântul Lui, că e de mare importanță pentru noi ca oameni să putem să-L onorăm pe El. Aș vrea să observăm că în ce privește răscumpărarea noastră, Dumnezeu Sfântul, trimițându-L în lumea noastră pe Iisus, El a venit să ia păcatele oamenilor. Poate sunt aici oameni care încă nu L-au primit pe Dumnezeu. Poate privesc aici la acești oameni care au decis să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Eu cred că fiecare din ei a avut experiența asta.
a întâlnirii cu Iisus. I-au înțeles că în lumea asta fără Iisus nu pot să trăiască. Ei și-au luat decizia asta ca să-L urmeze pe Domnul. Invit pe cei care încă nu L-au primit pe Domnul, ca dimineața asta Dumnezeu să se atingă de inima lor și să înțeleagă că Iisus Hristos a venit aici cu scopul de a ne mântui. Una din cântările, pot să spun copilăriei mele, de când o țin minte, spunea așa de frumos: dacă nu aș fi decât țărână, dacă nu aș fi decât un vis, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi coborât din paradis. Dacă nu aș fi decât un abur, dacă nu aș fi decât un bulgăr răscolit de vânt, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi coborât pe acest pământ. Dacă nu aș fi decât un înger, dacă nu aș fi decât o stea, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi plâns în cer de jalea mea. Ah, ce taină mare ai pus în mine! O, Iisuse, Fiul de Dumnezeu, ai luat un chip de suferință și ai venit să mori de dragul meu. Dar Tu m-ai iubit și m-ai mântuit, slăvit să fie Domnul. Pentru asta, noi trebuie să-L urmăm pe Domnul Iisus și să trăim o viață nouă. Al doilea gând, de ce trebuie să trăim noi o viață nouă? Și în mod deosebit oamenii se uită la cei care după botez L-au primit pe Domnul, L-au acceptat pe El ca Domn și Mântuitor. Aș vrea să vă spun că trăirea unei vieți noi trebuie să se reflecte în purtarea noastră. Rețineți, trăirea unei vieți noi trebuie să se reflecte în purtarea noastră. Și dacă ne uităm în cuvântul Scripturii, și mă voi duce tot la epistola apostolului Petru, în capitolul 1, de acolo de unde am mai citit, spune aici apostolul următoarele cuvinte pe care le voi citi: căci după cum este cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, 1 Petru 1:15. Căci este scris: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Observați că trăirea unei vieți noi trebuie să se reflecte în purtarea noastră. Purtarea este esențială pentru un credincios. Dacă ne uităm în epistolele pauline, în fiecare din ele apostolul Pavel pune un accent deosebit pe purtare. Putem cânta frumos, putem predica frumos, putem recita frumos, putem avea programe frumoase, putem avea de toate, scumpii mei. Însă observați dumneavoastră, atunci când e vorba de trăirea acelei vieți noi cerute de Dumnezeu, ea trebuie să se reflecte în purtarea fiecăruia din noi. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune atât de clar în epistola către Efeseni, capitolul 4, apostolul spune: vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Uitați-vă în Filipeni, capitolul 1, versetul 27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tare în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Apoi în epistola către Coloseni, observați, și aici apostolul Pavel pune un accent deosebit pe purtare și spune în versetul 10, capitolul 1: pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru bun, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Ei, trăirea unei vieți noi, rețineți, trebuie să se reflecte în purtarea fiecăruia dintre noi. Dacă ne uităm în epistolele lui Petru, de foarte multe ori el vorbește despre purtare. Purtarea în viața de familie, soțiilor, nevestelor spune: purtați-vă în așa fel încât soții voștri să fie câștigați fără cuvânt. Apoi bărbaților le spune în capitolul 3, versetul 7: bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu
nevestele voastre ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Apoi, observați, ne spune în ce privește relaționarea noastră în viața de zi cu zi. În capitolul 2, versetul 12, Apostolul Petru spune următoarele cuvinte: să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, ca văzând faptele voastre bune, ei să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Mă rog pentru acești tineri, majoritatea sunt tineri, să aibă o asemenea purtare în mijlocul colegilor lor, în mijlocul familiilor din care provin, în societate, și să ne ajute Domnul nouă tuturor. Amin? Și în al treilea rând și ultimul, trăirea unei vieți noi, rețineți, este legată de nădejdea noastră. Trăirea unei vieți noi este legată de nădejdea noastră. Când spune Apostolul Pavel romanilor despre nădejde, el le spune în capitolul 15, versetul 13: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Trăim în lumea asta și uitați-vă câți oameni mor fără să aibă o nădejde. Una din întrebările esențiale ale vieții, spunea filozoful Immanuel Kant, este: în cine îmi pot pune nădejdea? Și câți oameni trăiesc în lumea asta, în situații din astea, în care nu știu în cine să-și pună nădejdea? Vreau să vă spun, David a avut un moment în care și-a dat seama de sfârșitul vieții. Uitați-vă în Psalmul 39. Își dă seama de vremelnicia asta vieții, că e scurtă și așa mai departe. Și la un moment dat, el spune în versetul 6, da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Și în versetul 7, el spune: în cine, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? Dar dă răspunsul: în tine mi-este nădejdea. Noi trăim aici o viață nouă datorită faptului că avem acea nădejde că într-o bună zi vom fi cu Iisus în slavă. Într-o bună zi vom fi acolo împreună cu El. Și uitați-vă, Petru, în epistola pe care el o scrie, a doua, aici el vorbește aceste cuvinte atât de importante, și anume, după ce el trece în revistă ceea ce Dumnezeu va face într-o bună zi, de la versetul 13, capitolul 3, el spune: dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și cum? În pace. Dacă toate astea noi le vom urmări și le vom face, atunci, cu adevărat, vom trăi o viață nouă. Domnul să ajute acestor tineri, întregii biserici, prieteni dragi care sunteți aici, rețineți, trăirea unei vieți noi e determinată de răscumpărarea noastră. În al doilea rând, trăirea unei vieți noi trebuie să se reflecte în purtarea noastră. Și în al treilea rând, trăirea unei vieți noi e legată de nădejdea noastră. Vom fi cu Iisus în slavă. Amin.